Bine v-am regăsit, dragilor! Numele meu este Alexandra Mihărtescu și continuăm cu minutul de conștientizare. Mai exact pentru karma celor născuți în data de 26 sau 4 a oricărei luni. Ei, ce să vezi, cei care sunt născuți în aceste zile, în a doua sa natură, pot oricând să ajungă să trăiască din contul altora, pentru că în altă viață, practic, mai exact în viața trecută, le-a plăcut să trăiască din contul altora, chiar în sens financiar, să trăiască pe spinarea celorlalți și atunci tendința este ca ce? Ca și în această viață să facă același lucru. Dacă nu repetați această karmă sau nu repetați această greșeală, foarte bine, felicitări! O altă variantă pentru cei născuți în 26 sau în 4 este că ați fost fie un conducător, unul nu foarte milos, aș putea să spun, și atunci în această viață vei avea oarecare reticență față de șef, față de conducere, față de practic cam orice ți este superior ție, în ideea asta de lider, de conducere. Așadar, eu vin să te întreb, tu cel născut în 26 sau 4, cum te înțelegi cu șefii? Ești pe cont propriu în a te susține financiar și nu numai? Sau ai tendința să trăiești pe spatele celorlalți? Spor la conștientizări, dragilor!